întotdeauna am spus că îmi place muzica lăutărească. Apreciez foarte mult o solistă de muzică populară de aici, din Craiova, care cântă muzică lăutărească, dumnezeiește, de aceea astăzi am să o pun să cânte numai muzică lăutărească, nu muzică populară, pentru că are o voce deosebită, o apreciez foarte mult, iar ea știe lucrul acesta. Bună seara și bun găsit! Sunt Carmina Vlad, iar în această seară vă propun o seară lăutărească, o seară extraordinară, zic eu, pentru că este o seară de excepție, pentru că am un invitat de excepție care cântă, așa cum vă spuneam ceva mai devreme, muzică lăutărească, exact așa cum îmi place mie să o aud și credeți-mă că are o voce extraordinară și știe să pună în valoare această muzică lăutărească. Bună seara, Mirela Radu, invitata mea din această seară, și îți mulțumesc frumos că ai acceptat invitația mea și mai ales că ai acceptat ca în seara aceasta să nu cântăm muzică populară, chiar dacă ești într-un costum popular, ci să cântăm altceva, adică muzică lăutărească. Bună seara, bine te-am găsit, Carmina, și bine am găsit telespectatorii postului Teleuniversitatea Craiova. La așa prezentare, ce trebuie să zâmbesc, să râd, să fiu fericită. Foarte frumoasă prezentare, mulțumesc frumos. Cu mare drag, o meriți din plin, pentru că ți-am spus și nu odată, ci de mai multe ori, că te apreciez pentru cum cânti tu muzica aceasta lăutărească. Nu toată lumea. Pură. Da? Să știi, ca la mama ei, cum să spune, știi cum e? Nu toată lumea poate să cânte muzică lăutărească. Da, e un pic mai dificil. Dificilă. Trebuie să ai o voce care se adaptează muzicii. Stilului. Da. Da. Și tu știi prin vocea ta să pui muzica lăutărească în valoare și știi să o cânti foarte frumos. Mulțumesc frumos! Îmi place foarte mult muzica lăutărească. Am abordat acest stil deoarece am simțit calitățile mele vocale că pot să cânt așa ceva și am fost foarte atentă să aleg numai melodii de muzică lăutărească veche și melodiile de la lăutar, de pe struna lor, să pun cuvinte pe ele și să fie acolo exact ce trebuie, adică nu tind spre altceva, spre modernism. Aha. Într-adevăr, când și din acela, din acele melodii, la nunți, la petreceri, dar așa pe CD-uri am imprimat numai muzică lăutărească adevărată. Și asta e un lucru frumos. Când ai cântat prima dată muzică lăutărească? Cred că am început cu muzica populară și cred că am abordat acest stil pe la 18 ani, 18 ani și ceva, să zic între 18 și 19 ani, să nu fiu mai... Și îți mai aduce aminte primul cântec? Da. Aveam o melodie de muzică lăutărească care mi-a plăcut foarte mult, am iubit și am să iubesc. Sau Foaie verde măr domnesc, pe care o am și în această seară. Da, și asta e un lucru frumos, că totuși îți aduce aminte și de prima melodie și la ce vârstă ai cântat prima dată muzică lăutărească. De ce muzică lăutărească? Că puteai să alegi altceva, cântece haiducești, niște doine, niște balade, niște romanțe, de exemplu. Abordez și romanța, dar încă nu am imprimat romanța. Îmi place acest stil și cred eu că mi se potrivește foarte bine. Care este solistul de muzică populară care a interpretat și muzică lăutărească? Pentru că toți au interpretat și muzică populară, nu numai muzică lăutărească. De exemplu, Gabi Lunca a cântat și muzică populară și cântă foarte frumos, are o voce extraordinară. Chiar o apreciez și eu am crescut cu melodiile dumneiei pentru că aveam o vecină acolo unde am copilărit eu și ea tu mereu punea la pick-up. Da, erau pick-up-urile și pick-up-urile și acele discuri. Da. De vinil care punea tu mereu Gabi Lunca, avea foarte multe și eu știam toate melodiile. Și eu aveam așa ceva în casă. Ascultam Gabi Lunca, ascultam Maria Cârneci, puțin mai târziu, pe la 14-15 ani, și Gică Petrescu, foarte mult. Dar care e solistul? Dona Dumitru Siminică, ascultam orice. Care e solistul care îți place? Din cei care cântă muzică lăutărească?
Panseluța Fierar îmi place foarte mult. Vai ce-mi place, da, și mie. Da. Și e și frumoasă așa. Și să știi că am văzut o emisiune cu dumneaei și am rămas plăcut surprinsă de cum vorbește, de cum se manifestă în fața camerei și ce voce frumoasă are. Foarte frumoasă voce și inflexiuni. Da, a cântat live odată atunci la emisiunea aia. Vai de capul meu, o ador pe femeia aia. Foarte frumos, nu o cunosc. Da. Nu o cunosc, sincer, nu am cunoscut-o niciodată. Dar Cornelia Katanga. Iar da, mi-a plăcut foarte păcate, mult Dumnezeu și a fost o, nu știu, un brand al muzicii lutărești, să zic așa. A fost o foarte bună instrumentistă, cântă la acordeon. Uh-huh. Vorbim, e foarte greu să vorbim la trecut, că are doar ceva timp de când s-a stins din viață. Dar a cântat curat, muzică lăutărească curată, adevărată, ca la mama ei. Da. Și având, fiind instrumentistă, fiind că auzind foarte bine, a cântat, a făcut acele melisme specifice muzicii lăutărești, așa cum trebuie. Le-a pus în valoare prin vocea ei și prin auzul ei muzical. Foarte bine. Că, știi că lăutarii cândva, la începuturi, ei nu cântau pe note. Acum... După urechea muzicală. Da, după ureche. Și cântau foarte frumos. Și puteau să abordeze acest stil de muzică. Culmea este că ei cântau după ureche, dar nu creșeau niciodată notele. Știi? Asta este ideea. Da. Deci trebuie să ai chiar ureche muzicală foarte bună. Când ai cântat muzică lăutărească, tu ai cântat prima dată după ureche. După aia te-ai dus la școala populară de artă, ai învățat note și așa mai departe. Ei, și după aceea am înțeles ce înseamnă muzică lăutărească adevărată, muzică modernă. Am abordat și stilul ăsta, nu m-am regăsit acolo, am revenit la muzica mea lăutărească. Sunt mai multe. Trebuie să fii îndrumată și de specialiști în același timp, pentru că nu poți să cânti orice... De exemplu, la televizor, te duci și abordezi o muzică de lăutărească veche și apoi cânti o muzică lăutărească modernă și parcă nu mai are niciun fel de farmec. Așa este. Toate cu muzica a evoluat. Am ajuns acum să cântăm mai bine ca instrumentele cu vocea. Sunt soliste și interpreți care au voci și inflexiuni de... Când îi auzi, zice, aoleu, a zburat vreun avion pe aici și orice. Da. Da. Dar degeaba, dacă nu abordezi ceea ce trebuie, n-ai făcut nimic. Ți-e mai ușor să cânți după ureche decât după note muzica lăutărească? Da, bineînțeles. Și muzica populară și muzica lăutărească, la fel. Și așa am început. Eu n-am avut școală de muzică de la 7 ani, de exemplu. Eu n-am făcut liceu de muzică, dar... am cântat după ureche până am mers pe școala populară de artă, am încercat eu să și pe la acordeon, am încercat și pe la vioară, și pe la pian, dar nu le-am lăsat deoparte, da. Și cred că după ureche este cele mai minunate sunete, pentru că așa cum te duce pe tine capul, așa te duci și cu vocea. Ei, câteodată nu ți iese nici vocea, exact cum te duce capul. Da. Dar e bine așa. Eu am zis că în această seară nimeni să nu doarmă, pentru că vom cânta muzică lăutărească și vom asculta piese foarte valoroase din muzica lăutărească. Chiar mă bucur că ai acceptat invitația și ai acceptat să facem astăzi o emisiune de muzică lăutărească. Și am zis, mă, niciodată într-o emisiune de-a mea n-am pus-o pe Mirela să cânte numai muzică lăutărească. Acum, cum o prind? Cum mă pun să cânte muzică lăutărească, pentru că știe că îmi place foarte mult și mai ales că îmi place foarte mult cum cânti tu. Mulțumesc. Ai tu acel ceva, domne, nu știu. Să zicem muzică lăutărească și petrecere. Da? Pentru că acum la ora actuală se scrie peste tot, pe toate rețelele, mai ales pe YouTube, muzică lăutărească și petrecere sau muzică de petrecere. Și când dai sunt niște hori și niște sârbe. Da. Deci, asta e adevărată muzică de petrecere, ceea ce s-a cântat de la Gică Petrescu și așa mai departe și ce se cântă și în ziua de astăzi, un pic mai moderne, dar totuși sunt de petrecere. Uh-huh. Doar câteva au mai rămas de petrecere. A, că își petrece lumea cu ele, pe la anunț, pe la
evenimente e altceva, dar muzica lăutărească și petreceri rămâne altceva decât ceea ce se spune acum. Da. Uite, aș vrea să ne cânți primele două piese. Astă seară nimeni să nu doarmă și Foaie verde, măr domnesc. Am iubit și am să iubesc. Melodia mea preferată. Vă invit și pe dumneavoastră, stimați telespectatori, să o ascultăm pe Mirela Radu cu primele două piese, după care revenim. Astăzi seară nimeni să nu doarmă, că tot om dormi când o mai fi. Nevestic-o în pahar mai toarnă, bea cu mine, nu mă cicăli. Ascultă utanii după mine, om porni cu toți prin București. Voi opri unde mi-o fi mai bine, că astă seară-i bine să trăiești. Țin-o pe do, țin-o pe si, țin-o pe la mândruța mea, țin-o pe mi, țin-o pe re, țin-o într-o petrecere. Să-mi cânte și mie lăutarul, că eu anișir v-am tot cântat. Să-l ascult și să-mi golesc paharul, încă un do major și am plecat. Nu-i niciun păcat când seara asta mă mai amețesc eu cu un cotnar. Jur de mâine spun la șpițuri basta, n-am să mai beau decât murfat lar. Țin-o pe do, țin-o pe si, țin-o pe la mândruța mea, țin-o pe mi, țin-o pe re, țin-o într-o petrecere. Astă seară nimeni să nu doarmă, până la ziua toți să ne distrăm. Ospătare în pahar să toarne și cu lăutare să cântăm. Astă seară poți să strângi în brațe o fată frumoasă, nu-i păcat. În seara asta le-aș ruga pe soațe să se facă că n-au observat. Țin-o pe do, țin-o pe si, țin-o pe la mândruța mea, țin-o pe mi, țin-o pe re, țin-o într-o petrecere. Țin-o pe do, țin-o pe si, țin-o pe la mândruța mea, țin-o pe mi, țin-o pe re, țin-o într-o petrecere. Șoacoață bucureșteancă, șoacoață bucureșteancă, mă duc la ea că mi-e dragă. Haida, haida de trei ori să-ți miroase gura florii și buzele-a mișunele, mușcarea neica din ele. Haida, haida, hop așa, am boală la dumneata, am boală la dumneata, măi, pui că pupață-și gura. Zile, măcar o lună de zile,
să mă las eu de tine, când ți-e casa lângă mine. Fac doi pași o săritură, sunt la tine în bătătură. Hai da, hai da, hai da, hăț, am boală la părul creț. Părul creț făcut inele, m-a băgat la boale grele. Hai da, hai da, hop așa, pui că pupața-ș gura. Și doi dinți de lângă limbă, să te duci la mânta știrbă. Țac, pac, stai că trag, până ziua praf te fac. Până ziua praf te fac, măi, șapte am șapte le trag. Să-ți arăt că te iubesc, fato te cotonogesc. Cu scândura de la pat, măi, fato eu am să te bat. Ce-a iubit sufletul meu, măi. Of, of, să mor și nu-mi pare rău. Iubi una, iubi două, iubi 49. Și din 49 rămăsi numai cu două. C-am iubit 101 și-am rămas numai cu una. Și-am rămas numai cu una, și-aia face pe nebuna. Hai da, hai da, de trei ori, să-ți miroase gura florii. Și buzele amicișunele, mușcarea neica din ele. Zac, pa, stai că trag, să te prind și să te bat. Să te bat, să te omor, măi, cu muchia de la topor. Zac, pa, stai că trag, să te prind și să te bat. Să te bat conuielușe peste piept și peste țâțe. Eu sper să petreceți alături de noi în continuare, alături de Mirela Radu. Și vorbeam, Mirela Radu, de muzica lăutărească. Mulți confundă muzica lăutărească cu muzica populară. Nu e una și aceeași. Mulți zic, da, da, și manelele sunt tot muzică lăutărească este. Nu! Nu este. Mulți confundă lucrurile astea. Dar parcă muzica lăutărească e mai frumoasă așa când e cântată la petreceri, la... Bineînțeles, și muzica populară este foarte frumoasă. Dar așa când bei un vinuleț, când te petreci, când vrei să cânți, după muzica lăutărească. Se spune că este muzică de inimă albastră. Adică acolo poți să pui orice, poți să pui dragostea, poți să pui dragostea cu toate formele ei, bineînțeles, uh-huh. Și poți să, poți să interpretezi melodii direct luate de la lăutar, să le pui niște cuvinte extraordinare și de dușmani, de dușmănie, de... dragoste când nu mai merge relația și ne despărțim și să pui cuvintele exact cum trebuie la folclor, trebuie să umpli și să le cânți așa autentic. Mm-hmm. Dar aici le cânți așa, direct să ajungă la inimă, de aia îi spune, de inimă albastră. Da. Dar spune-mă, apropo de nunți, botezuri, pentru că suntem în pandemie și s-au amânat foarte pandemie, mult. De asta păstrăm și distanța. Da. Să știi că asta mă supără, că nu pot și eu să am mai mulți invitați aici. Trebuie să am neapărat unul singur, pentru că trebuie să păstrăm această distanțare socială. Noi purtăm mască după ce terminăm emisiunea și înainte. Da, și da. Sunt convinsă că nu mai poți să faci acele filmări frumoase pe care le organizai de sărbătorile pascale, de... Nu mai avem voie. Crăciun, asta... Dar ce nu făceai tu? Ce filmări frumoase ai... Din păcate am rămas... făcut. Dar o să facem. O să facem continuare. Da. Prin livada, cu pomii floriții. Dar pe unde nu ne-ai chemat, Carmina? Odată m-a chemat în lanul de floarea soarelui, dar n-am putut să mă duc, dragii mei. Da. Da. Dar eu sper să facem, să ne revenim la normal și să putem să facem. Ei, eu te-aș întreba altceva pe tine. Ce muzică de petrecere se cere la nuntă? Și dacă se cere muzica de petrecere?
Și cine cere? Pentru că sunt miri cărora le place, sunt miri cărora nu le place această muzică, și dar sunt nuntașii. Să spunem, te ghidezi după ce place fiecăruia? Întotdeauna trebuie să te ghidezi după ce dorește fiecare. Dorește publicul să asculte, pentru că chiar dacă tu trebuie să ai un simț, al șaptelea simț, și să-i vezi, sau al optelea, să zic, să-i observi dacă lor le place ceea ce cânti. Și dacă nu le place, automat trebuie să schimbi. Dar, de regulă, eu am oameni cunoscuți care mă invită la evenimente și atunci știu ce am de cântat. Dar pe unde merg și e public nou, atunci îmi dau seama și schimb. Să știi că ascultă toată lumea muzică lăutărească. Și cei în vârstă, și cei tineri acum ai izbucnit. Toată lumea acum zice doamna Mirela, la Chilia, în por, sau Mordomnesc, sau cer diferite melodii. Chiar rămân uimită cât de mult place la ora actuală tineretului muzica lăutărească. Și asta e un lucru bun. E foarte bine. Că se întorc la primele cântece, să spunem așa, de departe, de la Barbor Lăutaru, vorba aceea. Apropo, melodia Barbor Lăutaru, știi? O cântam Barbor Lăutaru, de ce să mă laud? Cred că dacă nu s-a mai cântat pe această pandemie și exact cum spui tu, nu se mai repetă repetiția, m-am învățăturii. Dacă nu le repeze, mai uit. Dar le cântam, le abordam și Barbor Lăutaru. Tot ce era cântec, de multe ori ascultam dintr-o mașină o strofă sau de la un anumit apartament s-auzea afară, eu imediat le cântam și text și melodie. Aveam așa o ureche și, nu știu, și eu mă mir acum, de mine din anii trecuți. Și acum, dar nu ca atunci, cum să spun eu, nu mai am aceea și nu mai prind imediat, dar le ascult o dată, de două ori, de trei ori și gata, le-am cântat. Da. Știi cum e? Îți împrospătezi memoria. Da, da, da. Da. Voi cântând la anunții, la botezuri, la petreceri, la restaurante, automat că voi vă repetați melodiile și le țineți minte. Odată ce nu mai cântați, știi da, cum e, da, ca o poezie, dacă nu o repeți, o uiți. Este normal, că și ca o lecție la școală, dacă nu o repeți, o uiți. Anul trecut ai anulat din nunți? Da, tot ce a fost, toate nunțile care am avut în 2020 s-au dus. O singură nuntă am cântat cu puține persoane, 50 de persoane, la Teasc, în comuna Teasc, la Alin. Și acolo 50 de persoane s-a putut cânta în aer liber, atât. Și în reșomăm, stăm acasă, învățăm. Da. Dar ne ocupăm și de alte treburi gospodărești, lucruri pe care nu le-am mai făcut fiind această pandemie. Ne-am apropiat mai mult de familie pentru faptul că fiind acasă și având mai mult timp liber, se găsesc de făcut foarte mult pe la țară, pentru că eu și la curte ai mei încă locuiesc la țară, adică tatăl meu care are 94 de ani. Mulțumesc, să-ți trăiască sănătos. Și mulțumesc frumos și fratele, cumnata, și stau acolo la Amărăștii de jos, de unde vin eu, îi pup pe toți amărăștenii mei pentru că iubesc din toată inima mea. Și trece timpul, dar de multe ori, exact cum ai spus tu, dacă nu repeți ceea ce cântai sau ceea ce trebuie să cânți, se uită. Și vocea, dacă nu ți-o exersezi... Exact. Și nu numai la mine, și la cei de 20 de ani, că doar eu nu am 20, am 20 plus. Da. Și la ei, dacă nu repetă și nu cântă, și vocea, bineînțeles, că rămâne... E voce necântată, știi cum spun lăutarii. E necântată. Da. Sau cum spunem noi la... cei care vin acum din spate la 16-17 ani până în 20 aia, e necântat, are voce curată. Noi nu mai avem cum să mai avem vocea aceeași acuratețe pe care o au ei, indiferent.
Și mai ales pentru că este foarte greu și tu stai la apartament, că tu stai exact peste stradă de mine. Da, și... dar am vecin bun, mă mai lasă să cânt. A, da, doamna Stănescu, niciodată, de câte ori am cântat, niciodată n-am deranjat-o. Doar îmi spune, te auzi? Da, e foarte dragă. Și mai cânt, mai exersez. E foarte greu la apartament să nu deranjezi vecinii. Dar uite că e bine da, că ai... Da. Am nimerit pe... vecinii care te înțeleg. Doamna Geta, care îi place muzica populară, muzica lutărească, îi place muzica în general și niciodată nu mi-a creat niciun fel de problemă. Da. Ce frumos. Asta e un lucru bun. Da. Eu stau la parter și doar dumneai mă aude și din când în când Dănuța, vecina de lângă, să zic așa, de la etajul 1, de lângă peretele, adică se aude puțin, pentru că mai sunt țevi, mai sunt și da, se duce, sunetul se duce, mai ales când începe să cânt, că eu la rece sunt mai... Îți dai drumul la voce. Da, mai puternică. Da. Ți-a fost greu perioada asta? Da, foarte greu. Foarte, foarte, foarte greu. Dar eram obișnuită să plec de acasă. Eram obișnuită și cu nervii mei și cu stresul meu care mi-l fac înainte de a pleca la o emisiune sau la o cântare. Și a făcut stres da, și când a venit aici la emisiune. Bine, că a venit aici. Și... da, din casă, că se lucrează pe la noi pe stradă, pe acolo. Și da, n-a și... putut să scoată mașina din parcare și a devenit nervoasă, agitată. Cum? Eu nu pot să scot mașina din parcare? Și... da. Dar ți-a trecut. În final am chemat un taxi și am venit până la tine, bineînțeles, sub îndrumarea ta. Da. Pentru că n-am fost aici la sediu nou, nu am fost. Și îmi lipsește și lucrul ăsta foarte mult, agitația asta. Știi că zice toată lumea, pulsul scenei. Îmi lipsesc oamenii, îmbrățișerile oamenilor, energia aia. Unui om când îl iei în brațe, știi? Și îl pup sau te vezi și te salut, să iei în brațe. Exact. Îmi lipsește foarte mult. Foarte mult. Dar, uite, mai aveți ocazia... Vibrația aia, știi? Când simți omul că te iubește și te ia în brațe și tu, la rândul tău, fiind iubită, iubești și tu. Asta îmi lipsește cel mai mult. Dar, uite, mai aveți ocazia să mai veniți la emisiuni de folclor, la emisiuni aici și... Mulțumim lui Dumnezeu că încă se mai realizează emisiuni și mai putem merge să mai fim alături de public, măcar să-i îi salutăm prin intermediul televizorului și intermediul emisiunilor voastre care le faceți. Știi cum e? Și mai ales o emisiune cum faci tu, de vorbă cu mine, să-ți explic de toate, să spun de toate, cum fac, ce fac. Mai rar se mai fac în ziua de astăzi. Să spun ceva, eu țin foarte mult să fac aceste emisiuni pentru că e pandemia asta, omul stă în casă, dă-i omului și altceva, pentru că el este sătul, săracul. E sătul de stat în casă, hai să facem. Până când nu ne închide, Doamne, ferește și pe noi și noi zice, bă, nu mai aveți ce să faceți emisiuni, gata, aleluia, nu mai faceți e foarte emisiuni. Bine. Îți dai seama că noi cânta Ionel, Ionelule, ce de acasă cu numele de Ion? Ionel, ce se întâmplă, da? Ce se întâmplă și cum, zic, uite melodia mea, ce bine se simt, ce bine joacă pe lângă televizor, cei care au timp, bineînțeles, să joace. Dacă... acum au timp. Păi tot a existat de Ionel, Ionelule. Hai să cântăm două piese. Cine a pus cărciuma în drum și Ionel, Ionelule. Cine a pus cărciuma în drum? Ăla a fost om nebun. A fost chiar om nebun, da, sau a făcut bine? Vreau să dedic această melodie tuturor celor care administrează restaurante, celor care au restaurante nu, și de la Craiova, dar și de peste tot pe unde ne urmăresc. Vreau să dedic această melodie în mod special nașului meu, Cătălin Stroie, care ține un restaurant totuși, așa cum poate, cu terasă, cu cum poate și el acolo, câteva persoane, să-i, pe toți, toți, nu fac nicio diferență, i-am dedicat nașului meu pentru că îl iubesc. Și celor care ne urmăresc și care vin la restaurante când noi cântăm. Da, acum tuturor sunt închise, vă dați, să-ți dai seama, dacă au închis și sălile de sport și tot. Și tot și tot. Și dacă tot am ajuns la dedicație și am spus de nașul Cătălin Stroie, să dedic și celorlalți nași ai mei, pentru că la nunta mea am avut 4 perechi de nași care m-au cununat cu plăcere, familia Orășanu, Dan Orășanu, Izabela, copii, toată familia lor.
familia Bălanu, pentru nășica mea Ivona, copiilor, fetița și băiatul. Îi iubesc, îi ador. Și bineînțeles să nu este cel de-al patrulea naș, să nu credeți, Marius Crețu și Diana, care sunt în Suedia și pe internet se uită tot timpul la noi și pup și iubesc pe toți. Păi haide să ascultăm cele două melodii, Cine a pus cărciul mandrum și Ionel Ionelule cu Mirela Radu, apoi revenim aici în discuție cu aceasta. Cine a pus cârciuma în drum, ăla n-a fost om nebun. Cine a pus cârciuma în drum, ăla n-a fost om nebun. Ăla a fost om cu minte, cine intră în ea să cânte și necazul să-și luite, măi doruleță măi. Ăla a fost om cu dor greu, și-a cântat cum cânt și eu, și-a cântat cum cânt și eu, măi, măi doruleț, măi. Crâșma din poieniță, vinu-i bună ca oai mică. La crâșma din poieniță, vinu-i bună ca oai mică. Jos la cârciuma din vale, vinu-i bună ca oai mare. Bea voinicu până moare, măi doruleță măi. Jos la cârciuma din vale, vinu-i bună ca oai mare. Bea voinicu până moare, măi doruleț, măi. Înfloresc garoafele, se iubesc oltencele. Înfloresc garoafele, se iubesc oltencele. Lasă-n florească și macu, să se iubească tot satul și sufletul meu săracu, măi doruleț, măi. Lasă-n florească și macu, să se iubească tot satul și sufletul meu săracu, măi doruleț, măi. Dragostea, slabă minte mai avea. Cine a pornit dragostea, slabă minte mai avea. Dragostea e mare foc, măi, și nu scap de ea deloc. Și nu scap de ea deloc, măi, măi, doruleț, măi. Ea nu are legământ, măi, și te bagă în mormânt. Și te bagă în mormânt, măi, măi, doruleț, măi. Cine-mi umblă beac prin cârciumioare și în fiecare dimineață, cine-mi stă cu felinar în brațe, este Ionel, bată norocul, care bea să-și da stâmpere focul, focul care-i arde inimioara, fiindcă nu-l iubește mărioara. Ionel, Ionelule, nu mai bea băiatule, Ionel, Ionelule, fiindcă te-l fetele, Ionel, Ionelule.
la băiatule, Ionel, Ionelule, fiindcă te-ri fetele. Și-ai găsit Ionel la Mărioara, de ți-a pus pe flăcări inimioara. Și de ce plângi tu acum, băiete, când pământul este plin de fete? Dacă vrei să uiți pe Mărioara, hai cu mine pe câmp într-o seară, să culegem dale pe floricele, să privim la lună și la stele. Ionel, Ionelule, nu mai bea, băiatule, Ionel, Ionelule, fiindcă te-r fetele. Ionel, Ionelule, nu mai bea, băiatule, Ionel, Ionelule, fiindcă te-r fetele. Pentru ce te neci în lăcrimioare? Astea nu sunt șprițuri de uitare. Amândouă când se întâlnesc, tot de Mărioara îți vorbesc. Dragostea ambiție nu-i uitată, că două Mărioare vezi deodată. Lasă vinul să se oțetească și pe Mărioara să iubească. Ionel, Ionelule, nu mai bea, băiatule, Ionel, Ionelule, fiindcă te-r fetele. Ionel, Ionelule, nu mai bea, băiatule, Ionel, Ionelule, fiindcă te-r fetele. Ionel, Ionelule, nu mai bea, băiatule, Ionel, Ionelule, fiindcă te-r fetele. Ionel, Ionelule, nu mai bea, băiatule, Ionel, Ionelule, fiindcă te-r fetele. Am aflat dacă a fost bine sau nu a fost bine, că s-a pus cârciuba în drum. Dacă a fost nebun sau nu a fost nebun ăla care a pus cârciuba în drum, dar bine a făcut că, uite, la o cârciumă dintre asta mai petreci, mai cânti, suntem, te distrezi, te simți bine. Și Mirela, apropo de această muzică lăutărească pe care nu poate interpreta oricine, te-ai întâlnit de-a lungul timpului cu persoane care au încercat să cânte muzică lăutărească și nu le-a ieșit așa cum ar fi trebuit să iasă? A, da, bineînțeles. Sunt foarte mulți, dar știi ceva? Fiecare e de culoare după stilul lui de a cânta. Uh-huh. Bine, și foarte mulți care nu le iese și n-ar trebui să o cânte, dar vezi, tu nu poți să spui unui om, vezi că tu nu cânti bine muzică lăutărească sau nu cânti bine muzică populară sau nu cânti bine... Trebuie să ai un timbru vocal anume, da, pentru așa ceva. Am apreciat doar pe cei care, într-adevăr, cântă muzică lăutărească adevărată. Ploiește anul, ce să mai vorbim, Cornelia Catanga, Panseluța Fieraru, lăutari Gică Petrescu, lăutari care, da, într-adevăr, Gabi Luncă... Da. Lincan, Paula și Miora Lincan, uh-huh, au cântat și cântă, dar se mai duc spre modernism. Sunt foarte mulți, mulți, mulți și din bărbați care cântă muzică lăutărească. Da, Nicușor Boieru, de exemplu. Iar și Gica, maestru. Gica Petrescu, da, Gica Petrescu te unge la suflet. Da. Multă lume zice, ai mă că... Dar nu e așa. Gică Petrescu, oriunde te duci, e o emblemă a României. Da. În muzica lăutărească. Știi că am fost acum câțiva ani la mormântul acestuia, din păcate, părerea de rău o spun, lăsat în paragină, la cimitirul Belu din București. Uite, eu n-am fost, da. Dacă tu mi-ai deschis acum... Să te duci, că este, deci... vezi... am fost la Laura Stoica, la Dan Spătaru, am fost la Adrian Pintea, la Amza Pelea, care este vis-a-vis de... E doar, desparte doar o alee. Este Adrian Pintea, cum stai așa, în partea dreaptă, Amza Pelea în partea stângă. De la Amza Pelea încolo este Maria Tănase,
Culmea avea niște garofe puse. N-am Maria vizitat Trase. Până acum cimitirul Belu. Am luat 100 de lumânări. 100 am cumpărat. Două calupuri de alea de 50. Da, bă, dacă tu ai luat 100, trebuie să iau și eu măcar 80. Și stai seama. Vreau să spun că la toți le-am aprins lumânare. Iar apoi în spatele lui Mariei Tănase este chiar birlic. Cu statuia lui acolo. Foarte frumoase mormintele astea ale artiștilor. M-a impresionat Laura Stoica. Vai, ce mormă frumos are cu soțul ei acolo. Foarte multe. Uite, vezi? Când am fost, că sunt câțiva ani, că sunt mulți de atunci, tot noi îl mormântaseră pe Florian Pitiș, care Florian Pitiș tot la fel, aproape de Emzăpelea în mormântat. Și vreau să spun că era un maldor așa mai mare decât mie. Vă dați seama, eu am 1,75, cât era maldor ăla de coroane și flori pentru el. Sunt foarte mulți artiști acolo, dar la toți pe unde m-am dus, am și filmat acolo cu o cameră, că nu te lasă să filmezi, și cu o cameră băgată în geantă. Chinurile lui Iisus. Uite, vezi, artiști mari care, din păcate, nu mai sunt printre noi, dar totuși rămân prin cântecul lor. Da. Și nimeni niciodată nu-i va uita. Îi vor asculta de la generație la generație și ei vor trăi etern prin cântecul lor. Așa este. Și vreau să spun că pe mine m-a impresionat și arhitectura de acolo. Eu m-am dus pentru arhitectură. Întotdeauna am fost obsedată de această arhitectură foarte frumoasă și mai ales multe din mormintele de acolo au fost create de arhitectul Ioan Mincu, care culmea că strada pe care locuiesc eu se numea cândva Ion Mincu. Da, da, da. Acum îi zice Mihail Străjan. Nu știu cine e Mihail Străjan, să vă spun pe dreapta. Spre rușinea. Da, uite, ai fost atrasă de arhitectură. Da, și am stat pe Ion Mincu. Și ai stat pe Ion Mincu. Impresionat, am văzut la televizor, nu am găsit mormântul lui Ion Mincu, ce-i drept. Ce am văzut la televizor, decât că are o placă pe care scrie aici, se odinește arhitect Ion Mincu. Atâta arhitectură galopantă, mare, imensă, da, pentru alții, dar pentru el, el a vrut să fie mormântat modest. Știi? E, să te duci să vizitezi și vă invit și pe dumneavoastră să vizitați acest cimitir pentru arhitectură. Vă duce să vedeți și... Deci, da. Superb, superb, superb. Dar, haide să ne revenim la muzica lăutărească noastră și pentru că vorbeam de Gică Petrescu. Este o melodie de la Gică Petrescu care îți place cel mai mult? Îmi plac toate melodiile. N-aș putea să spun că îmi place cel mai mult o melodie de la Gică Petrescu. Toate melodiile lui îmi plac. Am ales să pun pe CD-ul meu de muzică lăutărească și petrecere melodii de la Gică Petrescu. Am ales ce am crezut eu că e mai plăcut la public. Dar mie îmi plac toate melodiile lui. Și am apreciat foarte mult stilul lui de interpretare, vocea lui, genul ăsta a fost perfect pentru el. Deci eu aș numi muzica populară, lăutărească, muzica de petrecere, aș numi eu Gică Petrescu. Deci da. Când ai spus Gică Petrescu, ai spus muzică de petrecere. Când ai spus Cornelia Catanga, ai spus muzică lăutărească. Deci... Da. Sunt, într-adevăr, să le spun eu așa, somități, artileria grea a muzicii lăutărești. Și mai avem printre noi destui care cântă bine muzică lăutărească. Mai există, mai sunt destui. Încă nu i-am pierdut să mergem să-i vizităm la cimitirul Belu sau în altă parte. Sunt. Și vreau să spun că și soliștii care vin acum din spate abordează muzică lăutărească. Foarte mult abordează acest gen pentru că a văzut că se cere. Pentru că înainte se cerea de cei care cunoșteau muzica, aveau ureche muzicală. La ora actuală, fraților, din păcate, iertați-mă, publicul, rog să mă ierte, dar oamenii nu mai au ureche muzicală, cum ar trebui să aibă un om. Nu, oamenii doar au auz. Nu au și auz muzical. Și atunci se aud textul, cuvintele, melodia puțin și dacă este... De joc? Asta e.
Nu, sunt foarte mulți care, într-adevăr, au un simț dezvoltat al muzicii, al auzului muzical, cunosc muzică și se cere. Se cerea. Acum a început tineretul. Ți-am mai spus, am mai povestit, a izbucnit. Cer aproape toate melodii, sau melodii care nici eu nu le-am mai cântat de mult și rămân uimită. Am avut nuntă, acum 2 ani, nuntă în care mi-a dat pe listuță, că am fost cu, bineînțeles, am fost cu negative, am cântat cu vocea la IF, am făcut negative speciale, care mi-a cerut numai așa, ciririp, cip, cip, deci numai melodii autentice lăutărești. Mărdomnesc tot ce s-a putut numi muzică lăutărească autentică. Din, la Crăciuma din cartier. Gheorghe Dinică. Gheorghe Dinică, da, iar la fel. Deci, la ora actuală, se cere această melodie extraordinar de mult. Sunt vagabondul vieții mele. Iar la fel, da. Da. Frumos. Să știi că muzica lăutărească poți să o asculți în orice moment, dacă stai bine. Și atunci când ești trist și atunci când ești vesel. Ca și muzica populară, de altfel, că nu... și muzica populară se ascultă și atunci când ești trist și când ești vesel. Da. Da, da, asta ți ajunge cât de aici de inimă la bază. Adică ți ajunge așa la inimă. Da. Sunt cuvintele alea care poți să le folosești mai mult decât în muzica populară și îți ajunge. Bine, nu vorbesc de muzica comercială, vorbesc de muzica de folclor autentic. Da, ia spune, ți s-a întâmplat vreodată să vină cineva când, uite, cântai Mărdomnesc, cum îi spui tu pe scurt, să vină la tine să zică, când și eu cu tine, Mirela? Ah, da, de multe ori, de foarte multe ori și am întâlnit persoane care chiar cântau bine. Da? Da. Și chiar știau tot textul? Da. Aproape mai bine decât mine. De ce? Pentru că oamenii ascultă acele piese cântate de de exemplu ascultă Ioana Radu sau ascultă Gabi Luncă. Gica Petrescu, da. Sau, da. Și atunci cuvintele sunt stas. Uh-huh. Ori eu mai folosesc ascultându-i pe toți sau eu am și o tehnică, da, mai aparte, nu cânt de două ori o melodie la fel sau nu-mi place să o cânt exact cum este. Eu îi dau culoarea mea, stilul meu de interpretare. Da. Și la cuvinte mă mai și atunci ei se uită la mine, adică ai greșit aici, doamna Mirela. Da, foarte, foarte multă lume interpretează muzica lăutărească. Copii, tinerii, la petreceri? Măi, tinerii, te cânte, referi la, adică la cei versurile din public? Da, 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 știu versurile. Da. Da? Da, pentru că ei ascultă. Ei ascultă Șarăiman și Șarăiman, ascultă Ileana, Ileana. Ascultă tot ce se poate numi muzică lăutărească. Pentru că ei merg și la restaurante, ascultă și pe YouTube. Deci acum nu mai să zici că ascultă o melodie, aoleo, de unde o iau. Acum se găsesc toate. Doar pe internet găsești orice. Păi da, nici nu mai tastez cu vocal. Șarăiman și Șarăiman. Și îți apare Șarăiman cântată de nu știu câți interpret. Da. De foarte multe lume. Avem pregătit aici Șarăimanul. Dar bănuiesc că tu te-ai dus și ai cântat nu numai pentru oameni mari, pentru oameni obișnuiți, ai dus și ai cântat și pentru cei de etnie romă. Eu am spus și voi spune, n-am ce să vă fac, bătiți-mă, omorâți-mă, îmi plac tradițiile celor de la etnie rom. Mi-ar plăcea să aduc pe cineva aici de etnie romă să-mi povestească de tradiții, de mâncăruri, de toate alea, dar mi-ar plăcea să filmez și în casa unui om, nu unei familii. Nu este greu deloc. Da, nu este greu, dar trebuie să găsești familia. Da. Și să descoperim tradițiile astea ale celor care sunt de etnie romă și te-aș întreba, atunci când cânți la o familie de etnie romă, cânți și muzică lăutărească pentru că ei sunt lăutari în sânge. Da, se cântă și muzică lăutărească, depinde și de familie. Întotdeauna și la cei de etnie romă și la români. Uh-huh. Depinde de familie și de plăcerea lor muzicală. Da, sunt foarte multe familii de etnie romă care le place muzica lăutărească. Pe lângă acest, să zic așa, flux și e un moft, maneaua, da, care le place foarte mult. Și se cântă și muzică populară, muzică bănățeană,
din Banat, muzică populară din Banat. Adică ei acceptă tot foarte multe genuri. Uh-huh. Foarte multe genuri muzicale și mai ales muzica din Banat, folclorul și toate astea și se joacă frumos. Și, da. Uite, eu am fost odată la Timișoara și acum, na, dau și-o din casă, din prietenii mei. Și fiind prietenă cu Sorina, a fost asoția lui Nicolae Guță, am fost cu ea, ea e din Târgu Jiu, ca să vedeți că e olteancă, mama ei e olteancă, mama e din Târgu Jiu, și am fost cu Sorina la un botez. Eu, ducându-mă în vizită la Sorina, zice, mă, eu am de cântat diseară la un botez, nu vii să, cu mine, trebuie să vezi și tu, să te distrezi și tu. Și la un botez de familie de etnie romă. Da. Eu, curioasă, i-am spus, bă, vă știți cât îmi place mie? I-am spus Sorinei, bă, știi cât îmi place mie tradiția asta voastră, țiganilor, că în fost și la urma urmei, ei se numesc țigani, nu se numesc romi. Dar legea ne spune să spunem romi. Dar eu îi apreciez. Și m-am dus cu ea și a cântat acolo. Vreau să spun că a cântat Sorina nu numai muzică de asta, și a trecut și pe Banat și pe populară, a cântat de la Maria Tănase. Asta este un solist, un interpret, exact. Și un artist abordează mai multe genuri muzicale. Care și poate, că nu toată lumea, exact, poate. Da, așa. Dar asta e un solist complet. Da. De-aia sunt foarte puțini soliști complexi. Complex, da. Și după aia a cântat muzică lăutărească, de asta te-am întrebat dacă ai cântat și muzică lăutărească. Cântat și muzică lăutărească. Am rămas uimită, că i-am și zis, a cântat, am rugat-o, zic, Sorino, veni aici, mă luași cu tine, nu mă interesează, eu olteanca, zic, cântăm și mie în țigănește, limba romanii, cântăm și mie un cântec. A, limba romanes. Și mi-a cântat, a cântat, și o am filmată când spune dedicație pentru prietena mea Carmina de la Creava, m-a pus să-i cânt o melodie în țigănește. Și mă uitam și eu pur și simplu o priveam cu plăcere. Și o admirai. Da, pentru că îmi cânta muzica asta. Sunt atât de dornică să fac o emisiune cu acești oameni de etnie romă, pentru că au atâtea tradiții. M-am uitat și la fuste și cum sunt croite și cum... Eu le-am studiat, am spus, nu vă supărați pe mine. Eu, dacă sunt, nu sunt de-a dumneavoastră, eu vreau și eu să mă uit la... Și le-am văzut cum sunt lucrate. Foarte frumos. Dar te întreb, ai cântat vreodată vreun cântec, apropo de Sorina, ai cântat vreodată în limba, romanesc? Da. 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 Da? Știi să cânti în limba română? Da. Da. Și chiar o înțeleg. Foarte bine. Da, foarte bine. Când cânti în limba română, te-aș întreba, cum reacționează ei? Se bucură foarte mult, îți dai seama, să melodii pe... Știi cum avem noi, cum să spun eu, vorba asta lui mama de acasă. Da, cu fusei mădusei, perfect simplu. Românește, da? Da? Așa au și ei de la măicuța lor în limba romanes. Și atunci se bucură foarte mult. Foarte mult. Da, e tradus vreodată în limba româniei, nu știu, uite, să zicem, astă seara nimeni să nu doarmă. A, nu, nu, nu? N-am tradus, nu, nu. Nu. Ce? Adică să stai cu cineva? Eu nu vorbesc, dar da, înțeleg ceea ce spune. Mm-hmm. N-aș putea să traduc. N-aș da, putea. Să traducă cineva. Da. Nu. Frumos, să știi că chiar mă bucur că te duci și cânti și celor de acolo și că le cânti și muzică lăutărească de-a noastră, știi cum se spune? Și că ei apreciază muzica asta lăutărească. Am văzut-o pe viu, ca să zic așa. Este foarte apreciată muzica lăutărească și de cei de etnie romă și de cei de... Care nu sunt de etnie origine. Romă. De români, nu știu, români. De fapt suntem toți români. Da, indiferent. Și sunt români. Nu mai spunem cei de etnie romă, e apreciată de toți. Da, sunt și pentru români. Că la noi sunt și sunt și turci, sunt și unguri, sunt și musulmani, avem și Moldova și... Toată. Deci, moldoveni. Exact. Sunt mai multe, de asta spune, minoritățile noastre. Mm-hmm. Deci este foarte ascultată. Este foarte ascultată. Și mai ales la ora actuală vreau să spun că la București, de exemplu, la București se cântă muzică de petrecere mai ceva ca oriunde.
Deci oriunde te duci în România, asta la București se ascultă cel mai mult. De ce? Pentru că acolo... Nu pot să spun că acolo e ora exactă. Nu. Pentru că acolo sunt mai multe minorități, sunt oameni din toate colțurile țării și să zic eu că a rămas un auz muzical mai fin, mai mulți au un auz muzical mai fin. Știi? Și sunt mai multe restaurante cu specific românesc, tradiționale. Mm-hmm. Și acolo automat. Eu mă bucur că uite, se cântă, da. Și se mai cântă în restaurante, de aceea am să te pun să cânți pentru cine am muncit toată viața mea. Și... Foicică de alun, o melodie extraordinar de ritmată, pe care o cânta Romica Puceanu, o cântă și acum, adică vocea ei a rămas, Romica Puceanu, toată lumea o cere la cârciuma de la drum. Păi haide să ascultăm acum pentru cine am iubit și Foicică de alun cu Mirela Rad. Toată viața mea, pentru copii, pentru casă și nevasta mea. Pentru cine am muncit toată viața mea, pentru copii, pentru casă și nevasta mea. Am pierdut și nopți, dar am muncit și zile pentru tine, draga mea, măi, ca să te simți bine. Am pierdut și nopți, dar am muncit și zile. Am muncit, dragă copile, să te cresc pe tine. Pentru copii, cât trăiesc pe lume, Doamne, să le fac bucurii. Pentru cine am muncit, doar pentru copii, cât trăiesc pe lume, Doamne, să le fac bucurii. Am pierdut și nopți, dar am muncit și zile. Pentru tine, draga mea, măi, ca să te simți bine. Am pierdut și nopți, dar am muncit și zile. Am muncit, dragă copile, să te crezi pe tine. Iar acum că tu ești mare, sufletul mi-e greu. Am o mică alinare, că sunt tăicuțul tău. Am pierdut și nopți, dar am muncit și zile. Pentru tine, draga mea, măi, ca să te simți bine. Am pierdut și nopți, dar am muncit și zile. Am muncit, dragă copile, să te crezi pe tine. Am pierdut și nopți, dar am muncit și zile. Pentru tine, draga mea, măi, ca să te simți bine. Am pierdut și nopți, dar am muncit și zile. Am muncit, dragă copile, să te crezi pe tine. Thank you.
Și că de alun la cârciuma de la drum, la cârciuma cu doi tei, te oprești de vrei, nu vrei, să vezi o cârciumăreasă frumușică și sfătoasă. Numai că nu te prea lasă ca să stai prea mult la masă. Cârciuma din drum, să bei cum bătrânii spun, să bei cum bătrânii spun, un paharel de vin bun. Hai neicuță amândoi, să ne veselim și noi, măi, că la masă ne servește o ancuță ca-n poveste. Cer un kilogram, ia-ți răspunde, nu mai am. Vezi, drumețule, de drum, că ce e mult nu e bun, măi. Nu-ți mai pierde cumpătul, că vreau să-ți văd umbletul. Ne reîntoarcem cu Mirela Radu și, Mirela, tu ai un singur album cu melodii lăutărești și de petrecere. Te-ai gândit să mai scoți un alt album cu așa ceva? Da, m-am gândit. Pentru că atâta muzică de lăutărească avem în țara asta, foarte multe melodii frumoase și ar fi păcat să nu le pui pe un CD. Da, m-am gândit la acest lucru și cred că o să imprim cât de curând. Un album de muzică lăutărească, îmi doresc. Și acolo vreau să abordez mai multe, vreau să spun mai mult, nu genuri muzicale, da, să le spun și genuri muzicale. Adică și melodia de ascultare de 6-8-a și melodia de suflet și melodia de petrecere și un vals, un tango și așa mai departe, gen Sunt vagabondul vieții mele și ceea ce se cântă și o romanță din asta, că sunt romanțe de suflet care... O, ce-mi plac romanțele, mie îmi plac foarte mult. Aș vrea să imprim. De fapt, nu că aș vrea, o să imprim. Voi imprima. Doamne ajută să fie de bun augur. Dar muzică populară? Muzică populară am deja 6 melodii noi pe care le-am, la tine nu am venit cu ele, o să vin și cu cele 6 melodii noi ale mele și bineînțeles că o să mai fac, o să mai vin și cu celelalte. În curând o să fie și celelalte. Și atât. Și cele 6 și cu ce o să mai fac încă 6 sau 7 va fi un album de muzică populară. Doamne ajută, al câtelea album? Al 4-lea. De muzică populară. În total câte ai, Mirela? Păi am 4 de muzică populară și cel de muzică lăutărească 5. Că nu pot să spun compilații și casetele dinainte, nu. Eu vorbesc de ce, da, le ce mai este... Casetele? Da. Da? Da. Foarte frumos. Da. Pentru că știu... Am și mai am un... De exemplu, am un pe un CD a făcut Mădălin Voicu, căruia îi sunt recunoscătoare pentru ce a făcut. Ne-a adunat așa pe toți, să zic eu așa, printre cei mai buni, hai că nu vreau nici să mă laud, printre cei mai buni soliști de muzică lăutărească și ne-a adunat pe un singur CD-ul, ne-a chemat la București, am imprimat și a făcut 2 CD-uri, Gypsy Magic Music se numește, și acolo suntem, să zic așa, toată floarea cea vestită a întregului apus. Și acolo mai am câte o melodie pe câte un CD-ul.
pe compilațiile de muzică lăutărească. Da, da, să știi că și Mădălin Voicu, pe lângă faptul că e doxă de muzică, eu am fost la un concert aici, la Fiul Craiova. Fiul renumitului... Da, Ion Voicu. Ion Voicu, cum? Și l-am nimerit exact când era, dirija la Orchestra Sinfonică, am fost un concert la Filarmonică, aici la Craiova, că mă mai duc și la astfel de concerte. Chiar îmi zicea cineva, păi tu te duci la concerte, tu, cu muzica populară. Ce are, frate, că sunt și eu om și îmi place orice gen de muzică. Mă duc și la ușoară, și la populară, și la simfonică. Mă duc și la rock. Care plurală, atâta de cât îmi place. E, muzica metalică nu-mi place, nu pot să o înțeleg. Și chiar Mădălin Voicu dirija acest concert. L-am văzut atunci pentru prima dată, știi, singura dată când în realitate, dar l-am auzit cântând la televizor, live. Eu nu l-am auzit, din păcate, live, pe Mădălin cântând. Da, ce frumos cântă. Da? Foarte frumos cântă și chiar are o voce deosebită și e păcat că nu cântă. Păcat că nu profesează ca interpret. Ca interpret. Da, această meserie, el de fapt e compozitor, dirijor, da. Și chiar foarte frumos cântă. Mă, are un sens muzical deosebit, asta pot să spun. E doxă de muzică, deci și a vrut așa să... Să dirigeze o orchestră simfonică, da. Nu e ușor, să fim serioși. A vrut să nu piară muzica lăutărească și, bineînțeles, i-a sunat pe toți și a ales și cei mai buni instrumentiști și s-a imprimat la București la Electrecord. Da. Da, unde acolo nu au imprimat orice, nu a imprimat orice solist la Electrecord. Și iubește foarte mult muzica lăutărească. Bine, el este și de etnie romă, e zona lui, să zic așa. Dar muzica lăutărească, v-am spus, asta a plecat de la instrumentiști. De asta este lăutărească, să nu... De la lăutar, lumea, lumea nu trebuie să asocieze muzica lăutărească cu manelele sau nu trebuie să asocieze muzica lăutărească cu... Nu e un așa celălalt. Exact, cu etnia romă. Nu. Muzica lăutărească este un gen muzical care a plecat de la lăutari, de la strunelor, de la vioară. Ai făcut ceea ce se face acum, la ora actuală, că se iau melodii și se fac melodii după instrumentiști la muzica populară sau la muzica lăutărească, dar la muzica populară așa se făcea muzica lăutărească. Cântau horele alea frumoase și i-au pus cuvinte pe ele de la lăutari. Și plus că s-a cântat după auzul muzical. După ureche, nu s-a cântat după note muzicale, nu s-a cântat după auzul muzical de la lăutari, să nu confundăm că așa. Și acum se cântă după auz, că nu toți cei care cântă au vreo școală specială de muzică. Nu. Nu. Tot după auzul muzical cântă. Dar de la lăutar, dacă eu auzeam o melodie cântată la acordeon și auzeam niște triluri acolo sau auzeam aia, imediat o luam. Ceea ce nu toți pot să facă lucrul ăsta. Așa este. Ce-ți dorești, Mirela? Îmi doresc liniște. Îmi doresc să nu fiu atașată de lucruri materiale cum n-am fost nici până acum. Îmi doresc să mă țină Dumnezeu sănătoasă și cu mintea asta și, cum să spun eu, bună, să pot să cânt cât se mai poate și dacă, că știi, nu știu, am stat noi de vorbă înainte de emisiune și s-a spus, parcă nu mă mai regăsesc, parcă nu mai am chef să mai plec spre... pe drumul ăsta. De ce? Pentru că lumea asta este foarte, foarte... Lumea asta noastră este foarte dificilă. S-a înrăit lumea? Da. În pandemie, în loc să fim mai uniți, în loc să ne îndreptăm spre Dumnezeu mai mult, în loc să ajutăm oamenii care chiar nu au posibilități de bine, de rău, noi am avut cât de cât acolo o indemnizație de la guvern. Așa s-a întâmplat. Nu multă, să trăim, dar în loc să mai ajutăm, să fim, să iubim, Doamne, să iubim. Și să putem să trecem. Eu am observat că acum este foarte multă ură, foarte multă lume nervoasă și în trafic și peste tot, în toate domeniile, pe unde m-am dus.
toată lumea este nervoasă, toată lumea vorba lui tata are cuțitul la bete. N-am văzut așa ceva. Deci noi trebuie să fim buni, să iubim, să fim blânzi, mai ales că acum, uite, suntem în pandemie, da. Pandemie și trebuie să ne rugăm pe Dumnezeu să ne calmeze, să avem totuși, dacă avem lucrul ăsta, cum eram eu când am venit aici, chiar că m-am enervat puțin și eram, automat m-am calmat singură și am spus, Doamne Dumnezeule, dă-mi liniștea de care am nevoie, pentru că așa trebuie să fiu. Nu trebuie să fiu un om rău. Da. Ne-am înrăit. Da, și masca când o porți, așa te enervează și așa te deranjează. Și de aici mai pleacă eu iară la fel. Deci am devenit alergică. Că la un moment dat am zis, cum or suporta cadrele medicale atâta timp costumațiile alea de COVID. Nu spun că apropo de chestia asta... Și chiar le felicit, chiar felicit. Tot sistemul medical, chiar dacă am mai făcut greșeli și chiar toți suntem oameni și cu asta, basta. Nu vorbesc despre sistem, nu mă bag în alte... Îi felicit pe toți pentru puterea lor de a sta atâtea ore în acele costumații și a purta acele măști, acele vizete și tot ce este ce ține de costumațiile astea COVID. Eu vreau să spun că săptămâna trecută am fost la UP și am pe prietena mea de acolo, doctor, doctorița Camelia Ivan, și m-am dus și a zis, când am sunat-o, zic, hai că uite, ajuns-ai. Și mi-a zis, și stai să mă schimb, că am ieșit de la cei izolați, de la izolator. S-a schimbat și vreau să spun că avea bereta de... că ei nu stau cu capul gol, stau cu păr, ca să nu capice fire de păr, mă rog. Fleașcă, mă, storcea apă din ea. Știi cum? Ea era fleașcă pe aici, hainele pe ea toate, de la... Ude. Da, de la transpirație. Da. Și am zis, du-te și schimbă-te la camera de gardă, pentru că avea da, să pentru se schimbe. Că își fac duș, pentru se că schimbă, nu stau se așa. Îmbolnăvesc. Da, se îmbolnăvesc. De asta s-au infectat foarte multe cadre medicale la început, că nu toți aveau, toți își făceau dușuri și așa mai departe să schimbe, să... Și vreau să spun că s-a dus și s-a schimbat, dar părul tot i-a rămas aici fleașcă și le-a zis, eu tot mereu plec de aici, că era curent, e curent în UPU acolo. Da. Plec pur și simplu cu anchilozată de spate la gât. Este greu pentru ei. Da, uite, vezi, de asta le cânt eu așa muzică răutărească din aia de foc și de inimă albastră și mai uită și ei da, de supărare și de enorm. Muncă și de munca asta titanică care au dus-o și o duc. Eu îi apreciez enorm pe toți, indiferent că sunt doctor, că sunt asistente, că sunt brancardier, că sunt infirmiere. Acolo e ca o familie. Nu poate unul fără celălalt. Da. Puteți să vă supărați pe mine și infirmiera aia, știți ce rol important joacă într-o perioadă de asta de pandemie și într-un spital da. Nu contează că pandemie. Am o prietenă, Marieta Giu, care lucrează la noi la Craiova, la un spital și este infirmieră și știu cât de mult lucrează și cât de mult cum să spun eu, este aproape de, și de pacienți și de cadrele medicale. Deci vreau să spun că sunt la ora actuală, deci nu se mai, deci da, și nu se mai ține decât medicul e medic normal, dar toată lumea pune mâna, indiferent cum ar fi și da. Ce funcție ar avea. Eu îi apreciez foarte mult și Doamne ajută să fii sănătoși toți din sistemul medical, pentru că am spus-o și o spun și am spus-o și la emisiunea Misiune Îndeplinită, da. Unde fac emisiunile cu cei de la SMURD. Am spus-o și o spun, dacă voi sunteți sănătoși, suntem și noi sănătoși. Când da. Se îmbolnăvesc cadrele medicale, ne îmbolnăvim și noi automat, așa că Doamne ajută să fii sănătoși cu toți. Și ce ne-am face fără ei. Fără ei. Corect. Fără Dumnezeu și fără ei. Așa e. Noi ne punem bazele doar în Dumnezeu și în cadrele medicale. Atâta tot. Ileana și Șaraiman și Șaraiman sunt ultimele două piese pe care ni le cânți aici. Îți mulțumesc din suflet. Așa de repede a trecut, Carmina. Credeam Doamne, că a trecut o oră, uite-te. Aveam și o grămadă de dedicații să-ți dau familiei Bică de la Orodel. Sunt foarte multă lume, foarte multă lume care mi-a spus, eu le dedic tuturor această melodie și rog să nu se supere pe mine, pentru că lista mea era de vreo 3-4 foi, așa că uite, Carmina, mă pune la cântat. Da. Pentru că timpul ăsta este scurt. Mulțumesc din suflet, Mirela. Îți doresc sănătate multă, 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 multă. Să ne vedem da. Sănătoase. Că noi ne mai întâlnim când pape la pâine. Sănătoase pe la și să nu mă certe soacră mea cumva.
că noi am dedicat această emisiune. Și pentru soacra Mirelei. Constanța, pentru Constantina, tanța, soacra mea și soțul meu, Vali, bineînțeles. E aici, în spatele camerelor de la vedere. Mulțumesc din suflet, Mirela. A fost o plăcere deosebită pentru și mine. Și mi-a făcut aici. Plăcere. Am făcut și sacrificii să ajung la tine. Doamne ajută, pe pandemia asta. Mulțumesc din suflet. Să fii sănătoasă, să ne întâlnim cu sănătoase. Doamne ajută. Te aștept cu drag. Vreau să-mi promis că vii. Cu mare drag vin la tine, Carmina. Până la sfârșitul anului vreau să facem și o emisiune de muzică populară. Da? Promit. Și acolo mi-aleg eu piesele. Da, păi întotdeauna Carmina alege piesele. Carmina spune, trage de mânecă, aranjează, să te vezi că acolo nu vreau așa. Bineînțeles că acolo cred că o să am aramă, că altfel nu se poate. La Carmina trebuie să fii țiplă. Da, dar uite, am să scot din arhivă cu tine niște melodii, iar la fel. Deci pe timpuri să nu mă audă ea. Pe timpuri, îi ziceam Mărioara Murărescu, atât de exigentă. Mărioara Murărescu, îi ziceam. Păi, pentru că mulți Stoian îmi zice, mi-a și zis odată, fată, tu ești mai a dracu decât Mărioara Murărescu. Zic, bine că m-a dădut și dracu, nana, așa că lasă. Dar este normal să fiu exigentă, pentru că atâta timp cât eu port costum popular autentic, este normal ca și invitatul meu să poarte costum popular autentic. Mulțumesc încă o dată, Mirela. Plăcere deosebită, pentru că ai venit și ai cântat muzică. Cu mare drag, îți spun din toată inima, cu mare drag, și m-am simțit foarte bine aici la tine, cu toate că am venit... așa un agitată. Dar te-ai descărcat. Dar sunt și timpurile astea grele și te agiți oricum. Da. Da. Și aici m-am relaxat, m-am simțit foarte bine. Te-ai încărcat cu energie pozitivă. De acasă și am luat prin televizor contact cu inimile lor, să zic așa, cu energia lor, mi-au transmis-o. Așa, uite, simt că sunt foarte mulți în fața televizoarei și m-am simțit foarte bine. Doamne ajută, mulțumesc încă o dată. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție, vă doresc o seară excelentă, ne revedem, Doamne ajută, să ne vedem sănătoși săptămâna viitoare, unde ne vom întâlni cu folclorul românesc. Sunt Carmina Vlad și vă las în compania muzicii lăutărești, cântate de draga mea Mirela Radu. Toate cele bune, la revedere! Nunta mea, Ilenuța mea. Am dat zvon în mahala, Ileană, Ileană. O să fie nunta mea, Ilenuța mea. Am să fac nuntă aleasă, Ileană, Ileană. Cu Ileana mea frumoasă, Ilenuța mea. Am să fac nuntă aleasă, Ileană, Ileană. Cu Ileana mea frumoasă, Ilenuța mea. Cu Ileana mea frumoasă, Ilenuța mea. Uite, mamă, o Ileană, Ileană, Ileană. Parcă e o pusă zeană, Ilenuța mea. Uite, mamă, o Ileană, Ileană, Ileană. Parcă e o pusă zeană, Ilenuța mea. E frumoasă și stă bine, Ileană, Ileană. Ca se cat inima-n mine, Ilenuța mea. E frumoasă și stă bine, Ileană, Ileană. Ca se cat inima-n mine, Ilenuța mea. A, 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 a.
zice, n-ai ce face, Ilenuța mea. E frumoasă, asta-mi place, Ilenuța mea. Shut up.